Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Ștefan Gligor, liderul grupului de inițiativă pentru crearea Partidului Schimbării. Domnule Gligor, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Cu mare plăcere, bună seara! Domnul Gligor, spuneți-ne, vă rog frumos, după ce partidul dumneavoastră va fi înregistrat la ASP, Agenție Servicii Publice, da? Abreviatura lui va fi PS sau Partidul sau PSRM? Pentru că s-a discutat despre asta. Conform legii partidelor, partidul are denumirea completă, lungă, și asta presupune Partidul Politic, Partidul Schimbării, și are denumire prescurtată. Denumirea prescurtată o decid membrii care formează și fondează acest partid. Noi am decis că denumirea prescurtată va fi Partidul Schimbării și nu vom avea abreviere. Respectiv, în toate actele, în comunicarea publică, în listele electorale, noi vom figura ca Partidul Schimbării. Am înțeles. Toate aceste speculații au fost lansate la o adică, într-o glumă de unii reprezentanți, inclusiv ai societății civile. E bine că se discută, se distrează lumea. Cum se desfășoară procesul privind crearea formației noi? Foarte intens. Avem aproape 2 săptămâni foarte încărcate, foarte pline. Avem sute de solicitări din partea cetățenilor noștri care vor să contribuie la crearea formațiunii. Este o reacție, de fapt, peste așteptările și capacitatea noastră organizatorică. Și dacă nu am reușit până acum să revenim la toți cei care ne-au contactat, eu personal și colegii mei, noi ne cerem scuze pentru acest fapt. Noi lucrăm la ordonarea listelor în teritoriu și la crearea structurilor teritoriale și foarte curând vom ajunge la fiecare cetățean care ne-a contactat. 2 săptămâni, cât credeți că va mai dura? Începem constituirea organizațiilor teritoriale. Conform legii avem nevoie de 1000 de membri și câteva organizații teritoriale, mai mult de una. Se folosește pluralul în lege. Ne vom strădui să constituim cât mai multe până la convocarea congresului. Congresul va fi convocat în luna februarie. Adică luna asta? Da. Ambițios plan. Da. Uh-huh. Și după congres, actele se duc la ASP, ASP-ul verifică aceste documente și înregistrează sau nu înregistrează noua formațiune. Foarte corect. Așa. Oameni noi, ceva care sunt cunoscuți, cu excepția celor pe care i-am văzut la acea conferință de presă? Acei oameni care au putut veni în public, în prima linie, sunt pe site, au fost prezenți la evenimentul de lansare. Acei care fac parte din echipă, dar nu pot fi persoane publice la moment, lucrează în echipă la capitolul politic și lucru organizatoric, administrativ și așa mai departe. Dar, desigur, vom avea și oameni noi care astăzi nu fac parte din echipa oficială, cel puțin din prima linie, echipa care face comunicarea publică. Și întrebarea idiotă pe care toți jurnaliștii o pun și niciodată nu obțin răspunsuri, finanțatori? Răspunsul de data asta, prima dată în istoria politicului Republicii Moldova, o să-l aveți. Finanțatori sunt membrii fondatori ai grupului de inițiativă. Cheltuielile noastre sunt transparente, eu pot să vă le pun pe masă pe toate, cu creionul în mână și o să calculăm împreună cât am cheltuit până la moment. Mult ușor ați cheltuit? Eu cred că avem vreo 30 ceva de mii de lei. Deja. Este vorba despre sediu, este vorba despre chiria sălii la lansare, este vorba despre... Bine, aici nu pun donațiile, pentru că au mai venit donații în... au mai venit niște laptopuri care sunt folosite de echipă din diaspora, au mai venit niște lucruri care... Bine, am contribuit și noi cu anumit aparataj din ceea ce aveam în proprietate personală și colegii mei. Dar în linii mari cheltuielile sunt pentru deplasări, cheltuielile sunt pentru chiria biroului, plata facturilor, pentru mentenanța site-ului, pentru cheltuieli curente de, așa, motorină. Dar unde este sediul central, ca să facem un pic de publicitate? Noi avem sediu pe strada Matievici. Este un sediu temporar.
Nu este sediu, nu va fi sediu partidului, este sediu grupului, este birou grupului de inițiativă, unde pot veni persoanele, este vorba de Matievici 33, unde pot veni persoanele care doresc să se înscrie în proiect și să contribuie la construcția acesta. Respectiv, cam asta este. Ulterior, de fapt, au parvenit și mai multe inițiative din partea susținătorilor să ne acorde un sediu mai spațios, dar noi ne-am asumat o obligație contractuală și în următoarele 6 luni vom fi pe această adresă. Revenind la acea conferință de presă, acolo a fost prezent și consilierul prezidențial al Maiei Sandu, Sergiu Tufilat. Dumnealui nu are probleme la președinție, la muncă, totul e ok, că face parte din partid, din acest grup de inițiativă pentru crearea acestui partid? Nu are nicio problemă din partea președinției. Este dreptul dumnealui de a face parte din proiecte politice, a susține și a construi proiecte politice, de a fi ales inclusiv. Și nu are nicio contradicție cu statutul dumnealui de consilier. Era conștient de faptul că va exista o dezbatere la acest subiect în societate. La noi nu se trece fără dezbatere. Și asta este bine. Asta este proces democratic, deschis, transparent. Trebuie să comunicăm corect aici. Sergiu a explicat în cadrul evenimentului de lansare această situație. A înștiințat președinția. Nu a parvenit nicio obiecție, nu poate parveni nicio obiecție, este dreptul lui constituțional. Dumneavoastră credeți că dacă domnul Sergiu Tofilat ar fi anunțat că aderă la Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon, la fel n-ar fi avut probleme la serviciu? Nu știu. Eu cred că dumnealui ar avea dreptul să o facă. Dacă ar considera asta oportun. Dar ar fi rugat să părăsească clădirea președinției? Asta eu nu pot să vă spun. Asta eu nu știu. Ce spune la noi legislația națională cu privire la dreptul partidelor de a participa la alegerile parlamentare? Ori noi, la noi la Chișinău, se vorbește despre sărăcie, în primul rând, și în al doilea rând despre anticipate. Și dacă le avem, formațiunea noastră are voie să participe, de exemplu, dacă au loc în iunie. Dacă partidul politic este înregistrat până la stabilirea datei alegerilor, atunci partidul poate participa în scrutin electoral. Dacă el este înregistrat după, atunci există un impediment în acest sens. Și ce aveți de gând să faceți? Vă străduiți să înregistrați formațiunea până la anunțarea anticipatelor? Dacă vă... Este absolut logic acest lucru. Noi considerăm că astăzi, în formula existentă, în considerație arhitectura politică existentă, alegerile parlamentare sunt pierdute. Există un mare, mare risc că alegerile parlamentare vor fi pierdute în favoarea PSRM, Șor și așa mai departe. În acest context, efortul pe care am decis să-l facem și implicarea noastră politică vine dintr-o analiză, nu vine dintr-o ambiție, nu vine dintr-un ego. Fiecare membru din echipa noastră are expertiză, ocupații, are locul său în societate. Noi nu venim să facem politică de dragul ego-ului. Noi venim să luptăm pentru putere pentru că înțelegem că astăzi, după 6 ani de efort de a scăpa de Plahotniuc, de a scăpa de Dodon ca președinte, riscăm să pierdem cel mai important, să pierdem Parlamentul. Și dacă pentru 4 ani rămânem în mocir la asta, nu văd sens de ce am făcut acel efort. Acel efort avea un scop, să avem niște schimbări în țară. Dacă tot suntem Republică Parlamentară și nu avem un Parlament integru, nu mișcăm nicăieri. Asta explică de ce am decis să facem acest pas. Avem sociologia, de mulți ani lucrăm cu aceste instrumente, urmărim dinamica, înțelegem procesele, înțelegem logica politică, facem analitică, facem analiză și înțelegem că acum e nevoie de un proiect care ar coagula în jurul său oamenii dezamăgiți, oamenii care nu au astăzi nicio opțiune valabilă pentru dumnealor din cele existente. Că nu e coagulat doamna Maia Sandu la alegerile prezidențiale? Doamna Maia Sandu a coagulat în primul tur electoratul său fidelizat, iar în turul 2 a acumulat tot ce a putut. Și a fost vorba de 30 ceva de procente. Iar în turul 2 a acumulat votul de protest împotriva lui Dodon împreună cu electoratul său organic. Și astea sunt două lucruri diferite. Atunci când un partid ia 5-7% în Republica Moldova în alegerile prezidențiale, asta nu este ratingul organic acestui partid sau candidatul acestui partid.
asta este o opțiune într-un sistem bipolar, într-un sistem bipolar de coordonate, când sunt doar două opțiuni. Alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale sunt două animale diferite, care în principiu seamănă ca formă, dar în esență sunt exerciții absolut diferite și logica lor este diferită și tehnologiile politice sunt diferite. Și în acest context e nevoie de o ofertă integră, credibilă, care va ajuta, va aduce contribuția directă la formarea unui parlament integru. Ce înseamnă anticipatele au fost deja pierdute? Ce scuză, dar n-am înțeles asta. Noi suntem obișnuiți să facem analiză. Și am reușit în ultimii 6 ani să facem anumite lucruri, să anticipăm adoptarea sistemului mix, de exemplu, să ridicăm un val de rezistență civică împotriva acelui sistem, să anticipăm necesitatea efortului solidarizării societății împotriva lui Plahotniuc prin un efort comun a societății noastre divizate în două lagere. Da? Am anticipat niște lucruri. Și atunci când pui analiza în capul mesei, pui datele în capul mesei, lucrurile devin mult mai clare. Pentru noi, repet, asta nu este o ambiție venită din egocentrism sau ego. Este vorba despre analiză și despre date. Niciodată în Republica Moldova o singură ofertă pe așa numitul ieșchier de centru-dreapta, care pe mine personal și colegii mei nu ne mai interesează. Da? Este un ieșchier bipolar bazat pe tehnologii politice de dizbinare, pentru că este vectorial. Da, este asta. Niciodată în acest sistem de coordonate nu a fost posibil ca un singur partid cu un clar statut de dreapta să obțină majoritatea voturilor. Din păcate, în viitorul, sau din fericire, din păcate, nu știu, o să vedem, în viitorul apropiat asta este, în opinia noastră, imposibil. De asta trebuie să ne coagulăm astăzi, să ne solidarizăm în jurul unui concept de țară, foarte simplu, în afara sistemului bipolar de coordonate, sistemului speculativ de coordonate, de dizbinare, și să facem tot posibil să ne solidarizăm, să ne unim în jurul unui program de dezvoltare a țării. Să, dacă vreți, să încheiem un contract social între noi ca cetățeni. Ce avem de făcut pentru următorii 4 ani? Posibil pentru 8. Republica Moldova într-o stare avansată de degradare. Bun, n-ați răspuns la întrebarea mea, atunci vă întreb altfel. Ca să nu dezbinăm ceea ce avem pe dreapta ieșchierului, nu era mai simplu să aderați la partidul Maia Sandu? Nu. Bine, era mult mai simplu dacă eu îmi propuneam să fac politică, să ajung funcționar public, da? Pentru mine, sau un ales. Pentru mine personal și colegii mei, cea mai simplă opțiune ar fi fost posibil să încercăm să ne împăcăm cu anumite lucruri din pas care poate nu sunt făcute în cel mai fericit mod și în cel mai bun mod și să cumva să, dacă noi ne propuneam să facem politică, să ne integrăm în acest proiect. Dar asta, nu asta este scopul. Scopul nu este să mergem în putere de dragul de a fi acolo. Scopul este să obținem un rezultat. Să ne asigurăm că rezultatul este unul realizabil, este unul pe care noi îl putem obține. Repet, noi nu venim să dizbinăm. Astăzi, în proiectul nostru, asta încă nu este foarte clar, dar va deveni clar în curând, că nu chiar punem tot pe masă. Nu e, în politică nu se face așa. Dar astăzi noi avem oameni din care au venit în proiect, din Aminie, din PD, din PLDM, din PL și unii unioniști chiar avem, care au acceptat propunerea noastră de a lăsa ceea ce îi dizbină deoparte și de a veni într-un proiect unde se discută despre politici publice și capitole de reforme. Noi vom demonstra că putem solidariza și uni societatea, nu în jurul ambițiilor și visurilor personale care nu ne-au permis în 30 de ani să construim lucruri elementare, că noi putem să ne depășim condiția de societate divizată. Și eu vreau să vă spun că pasul a mers pe o altă strategie și o altă direcție. Au fost foarte selectivi. Noi întâlnim mulți oameni destul de buni în teritoriu, care au fost respinși de pas, dar care au luat primării. Un mandat, două, trei,
care au făcut lucruri bune. Și faptul că Plahotniuc în 2015 a pus controlul, a pus mâna prin șantaj și amenințare pe 80% din primăriile din țara noastră, acest lucru nu s-a întâmplat de voie bună și din cauza faptului că acei oameni așa au vrut. Noi nu avem o administrație publică locală autonomă. Ea este dependentă de Chișinău. Și atunci când ea este financiară, în primul rând, dependentă de Chișinău, ea este șantajabilă, pentru că descentralizarea și autonomia locală din 98 până în prezent, așa și nu a mai fost făcută. De ce? Pentru că puterea de la Chișinău întotdeauna a considerat mai interesant, mai potrivit, mai oportun pentru ei să șantajeze primarii și autoritățile locale pentru un rezultat mai bun în alegeri. De asta am ajuns la faza asta gravă de degradare, da? Etapa asta oribilă, de fapt. Deci nu știu cum să vă explic starea asta de spirit care o vezi în teritoriu. Trebuie să veniți în teritoriu pentru câteva zile ca să vorbiți cu acei primari, acei consilieri care au trecut prin acest tăvăluc, prin acest calvar. Domnul Glicu, până o să mă duc eu în teritoriu, eu vreau să înțeleg dacă dumneavoastră participați pe cont propriu, dacă vă înregistrați, la eventualele anticipate? Sau vreți bloc electoral pe lângă PAS? Noi nu facem bloc electoral. Noi venim, încă o dată, să oferim o opțiune de vot pentru acei 40 și ceva de procente de indeciși, oameni care astăzi nu au nicio opțiune de vot, care nu au încredere în nimeni. În Republica Moldova e nevoie de o formațiune care se ridică deasupra complexelor noastre și frustrărilor noastre istorice și care este în stare să atragă și să concentreze atenția societății asupra unei agende comune. Noi nu avem ce împărți. Noi am ajuns într-o fază de degradare când nu ai ce împărți. Asta amintește de centru, de Partidul Democrat al lui Pavel Filip și de Partidul lui Renato Usată, care se cheamă Partidul Nostru, nu? Nu știu de ce vă aduce aminte. Mie nu mi-aduce aminte de nimic. Ești centriști așa. Ce înseamnă centrist? Cum spunea Mihai Ghempu, de asta își trăim atât de prost, pentru că... Ce înseamnă centrist, domnul? Nici în dreapta, nici în stânga. Stăm așa pe loc. Și ce înseamnă dreapta-stânga? Deci, chierul politic al Republicii Moldova este unul absolut pervers. Este unul bazat pe tehnologie politică de dizbinare. Unde aripa așa numită stângă pledează pentru lichidarea Republicii Moldova, statalității Republicii Moldova, într-un fel de uniune suprastatală cu Federația Rusă, iar așa numită extremă dreaptă pledează pentru lichidarea Republicii Moldova prin dizolvarea statului în România. Unirea cu România. Niciuna din aceste opțiuni nu este valabilă, juridic posibilă în viitoarele câteva decenii. Partidul Schimbării noi ce propune? Până aceste supraidealuri quasi romantice, în realitate absolut meschine, de multe ori e absolut meschine, pentru că oamenii ăștia, nici socialiștii nu sunt socialiști, nici cei care speculează unirea cu România, de multe ori nu sunt uniuniști. Sunt oameni de afaceri, care din votul oamenilor și speranța și încrederea oamenilor fac bani. Deci dumneavoastră propuneți să consolidăm această țara noastră, care de 30 noi de ani... Noi propunem să ne construim instituții funcționale, să alungăm procurorii, judecătorii, ofițerii de urmărire penală corupți în afara sistemului, să ne reabilităm administrația publică locală, să venim cu un modul nou de dezvoltare economică, în care statul să devină partenera cetățeanului și nu jandarma cetățeanului cum este acum, în special partenerul inițiativei antreprenoriale, să tăiem din legi, să simplificăm cadrul legal, să atragem investițiile nu în apartamente în municipiul Chișinău, cu toată țara se mută la Chișinău, dar în satele noastre care degradează, statul să vină cu infrastructura minimală necesară, iar cetățeanul, de exemplu, inițiativa privată, afacerile de familie la sat, în mediul rural, să fie scutit, de exemplu, de impozitul pe venit și dividende, care face 18%. Noi trebuie să venim cu un modul economic, un model de dezvoltare economică. E suficient să vorbim, să pălăvrăgim despre tot fel de aiureli, de vectori și tăpene de genul ăsta. Noi nu suntem interesați nimănui. Noi suntem o țară mică care nu controlează 400 de kilometri de frontieră cu 2 milioane de oameni dezbinați care se urăsc unii pe alții. Noi nu suntem importanți decât în contextul unor speculații geopolitice.
E timpul să ne trezim odată și odată și să ne apucăm de treabă, de muncă. Noi așteptăm americanii să vină să ne măture în ogradă, rușii să vină, românii să vină. Asta este nonsens. Deci e timpul asta de lăsat deoparte. Noi venim cu 7 piloni, noi suntem gata să discutăm acei piloni cu oricine din politicienii integri și să cădem de acord asupra ce avem de făcut cu Republica Moldova. Republica Moldova este un stat, da, prost funcțional astăzi, dar este un stat care trebuie dezvoltat, crescut. Nu există o altă opțiune. Dacă în 30 de ani existau alte opțiuni, credeți-mă, cumva, da se ajungea la implementarea lor. Deci e timpul să facem față acestei realități. E timpul să facem curat acasă și să începem să ne mai reparăm casa. E atât de simplu. Și eu vă asigur că nu există o ofertă credibilă care nu vine doar cu povești, dar vine și cu o echipă care are în spate politici publici și expertiză și noi venim cu o echipă care are această expertiză de la reforma politică și justiției până la societatea informațională. Și eu m-aș bura foarte mult să găsesc politicieni în țara asta cu care îți discut capitolul societatea informațională și guvernare electronică. Dar mi se pare mie că nu prea sunt. Mai sunt, dar foarte puțin. Iată, despre asta trebuie să vorbim. Cum să facem în 4 ani să compensăm ceea ce s-a distrus 20 de ani, pentru că noi putem face acest salt. Asta trebuie să discutăm. Înțeleg frustrarea multora și a celor care ne privesc. Am primit 10 de mesaje, dezbinați dreapta, uleu, ce faceți? Noi nu facem lucrurile din ego și nu facem lucrurile din lipsă de nu știu ce. Activitate. Noi avem cu ce să ne ocupăm. Și de asta și venim, pentru că am depus un efort concentrat, ne-am asumat riscuri, nefiind politicieni. Politicienii sunt protejați de statutul lor de politicieni. Noi am fost societate civilă și am spus în față lui Plahotniuc, lui Dodon, lui Platon și tuturor în jur ce cred despre ei și sistemele construite de ei. Vreau să vreți să vă axați pe politica luptând pe niște oameni contra unor oameni care deja în mare parte Plahotniuc nu prea contează, Igor Dodon cine deja a spus că nu contează? Deci deja a pierdut pentru că l-a învins Maia Sandu. Platon mai mult este o speriatoare pentru anumite instituții mass media. Domn Gonța, l-a învins poporul Republicii Moldova, 1. 2. Plahotniuc face azi politică. Mai mult ca niciodată, poate. Sau că e niște băiat. Toți oamenii lui Plahotniuc sunt în Republica Moldova și sunt implicați în continuare în implementarea desfășurarea schemelor corupționale și de contrabandă. Procuratura în continuare se face că plouă și că nu există crimă organizată și că parlamentul nu este uzurpat. Și tot acest spectacol al nonsensului e timpul de-l terminat. Adică luați drapelul de luptă al Maia Sandu la Andrei Năstasă, Octavian, să cumpără în chirtoacă. Nu iau drapelul nimănui. Că ei asta fac toată ziua. Să-și poarte drapelele lor ce crede ei de cuvință. Colegii mei și eu venim cu un concept foarte clar. Hai să ne ridicăm deasupra propriilor frustrări. Să ne solidarizăm ca cetățeni în jurul unui program clar de guvernare. Ce avem de făcut? Ce avem de făcut? Domnul Grigor, apropo de program clar, regizorul zice că în programul nostru clar scrie publicitatea. Și trebuie să o iau acum, vă rog frumos. După care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Grigor, dar formațiunea noastră, Partidul Schimbării, are vreo problemă cu pragul electoral de 5% pentru accederea în Parlament? Sau vreți minus 3%? Nu avem nicio problemă cu asta. Pe bune? Pe bune. Nu văd nicio problemă cu chestia asta. Mai mult ca atât, dacă tot am ajuns să vorbim despre ratinguri și așa, astăzi avem o situație deplorabilă pe eșchierul clasic centru-dreapta, așa cum este el, într-un mod politehnologic absolut pervers perceput și construit de 30 de ani. Noi avem pasul care s-a întărit foarte mult și probabil va lua 38-40 de mandate. Avem platforma de unitate și adevăr care nu trece pragul, e mult sub prag, conform cercetărilor sociologice secrete și oficiale. Avem partidele unioniste care sunt multe și nu se împacă între ele și nu au nici măcar un discurs respectuos unii cu alții. Și sunt cam la 1% sau sub 1%.
Și în această situație, cât de integru n-ar fi pasul și bine intenționat, odată ce nu ai 55 de mandate, odată ce dispersia într-un fel totuși va exista, șansele că vom avea un parlament integru cu majoritate parlamentară care ar putea adopta legi organice, ordinare, așa cum trebuie, este mică. Riscurile sunt mari. Și de asta am zis împreună cu colegii mei să facem acest pas, să intrăm în politică și să construim un proiect care va oferi o opțiune de vot pentru cei foarte mulți și foarte, foarte dezamăgiți. Adică pasul, unica șansă a pasului de a face coaliție bună cu oameni integri e ca partidul dumneavoastră să acceadă în Parlament. Interesant, interesant formulat, dar noi nu punem asta așa. Noi zicem că avem niște date, că datele astea trebuie analizate la rece. Comportamentul pe care eu îl văd din partea unor susținători, care seamănă mai mult a unul religios decât unul analitic, trebuie lăsat deoparte, să nu încurcăm politica cu biserica. E nevoie de sânge rece și e nevoie de făcut politică matur. Noi înțelegem riscurile și noi am decis să intrăm în politică pentru mai mulți ani, cât o fi nevoie, ca să schimbăm mersul lucrurilor. Noi nu mai putem retrograda, nu mai putem accepta să avem un parlament de genul bordelului pe care îl avem acum. Și asta este explicația și motivația noastră de a face politică. Ținta dumneavoastră sunt anticipatele sau ținta dumneavoastră este celălalt scrutin parlamentar? Ținta noastră sunt anticipatele sau alegerile parlamentare ordinare din 2023, indiferent care survine prima. Cifrele care le vedeți dumneavoastră, le cunoașteți din sondaje cât de cât credibile, dar secrete, arată că noi vom avea în următorul parlament, dacă avem scrutin anticipat, formațiunea doamnei Maia Sandu, partidul domnului Igor Dodon, formațiunea domnului Renato Sate și partidul domnului Ilan Șor. Și gata? Astăzi sociologia arată Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, care printre altele este în creștere, partidul nostru care este la, cam la limita trecerii pragului și partidul Acțiuni și Solidaritate. Așa. Deci Igor Dodon, Maia Sandu, Renato Sate, Ilan Șor. Deci, noi... deci sociologia arată PN-ul acum cam la 5%. E, dar trebuie să înțelegem. Asta este sociologie, opinia oamenilor. Deci asta este măsurarea opiniei oamenilor. Opinia deci oamenilor fluctuează în dependență de retorică. De vrem exemplu, anticipate ca să ce? Vrem anticipate ca să avem o majoritate certă de oameni integri în acel parlament care își asumă un pachet de reforme. Își asumă o cifre arată una. Noi vrem anticipate ca să schimbăm ce anume. Ori, din ceea ce arată cifrele, schimbarea va consta în faptul că Igor Dodon va deveni deputat și Renato Osate va deveni parlamentar pentru prima dată în viață. Asta e schimbarea care o va aduce anticipatele. Păi asta este, încă o dată, explicația de ce am decis să facem politică. De ce am decis să creăm un partid politic ca o opțiune pentru oamenii dezamăgiți de toate opțiunile existente pe eșchier, pe în câmpul politic. Astăzi așa arată cercetările sociologice. Ele se mai schimbă, pentru că sociologia nu e o chestie. Sociologia este un instrument care reflectă astăzi starea lucrurilor. Mâine acei politicieni ar putea adopta un comportament proactiv, ar veni cu o agendă constructivă, nu știu, ar face ceva ca să fie mai convingător și atunci cifrele se vor schimba. Dar astăzi și ultimele luni, cam asta este situația și reșind din aceste date, din această situație, e nevoie de făcut acest proiect. Și noi ne-am asumat această răspundere, noi suntem absolut conștienți de ceea ce facem. Și trebuie să contribuim, să aducem aportul nostru după ce 6 ani antisistem, 6 ani în care am făcut agendă politică din societate civilă și dacă vreți am impus agendă politică actorilor politici, partidilor politici care nu și-asumau acea răspundere. Da, inclusiv acea situație când trebuia de creat-o la insistența noastră, dar aduceți-vă aminte când spuneam că e nevoie de o coaliție temporară și tehnică în vederea organizării alegerilor anticipate, dacă partidele de dreapta ne auzeau și ne ascultau și nu se așezau pe 3 ani, de exemplu, în fotolii, economiseam un an. Pentru că era absolut evident
că nu vor ști să conviețuiască. Este imposibil acest lucru. Asta dar a fost în trecut. A fost în trecut. Acum... Ce facem mai departe? Facem mai departe ceea ce facem acum. Construim un proiect politic. Dumneavoastră spuneați că Vladimir Plahotniuc este implicat și acum foarte activ în politică. Renato Usatăi n-a putut candida la funcția de parlamentar la alegerile legislative din anul 2019, deoarece PD-ul modificase astfel legislația națională, codul electoral, încât candidații la funcția de deputat personal să vină la Agenția Națională pentru Integritate și ia certificatul ăla să-i spună că el e bine mers. În 2019, în toamna lui 2019, la propunerea, dacă nu greșesc, a domnului Litvinenko, președintele Comisiei Juridice de atunci, legea asta s-a schimbat. S-a revenit cum era pe timpuri, că scrie pe cont propriu o declarație că n-am antecedente, sunt ok. Adică la eventualele anticipate, noi putem să le vedem, după eventualele anticipate, putem să le vedem în Parlament pe Ilan Șor și pe Renato și pe Vladimir Plahotniuc, chiar dacă ei nu sunt țar? E o deducție care vine din afirmațiile făcute din noastră. E, atunci eu întreb încă o dată. Noi vrem anticipate și vorbim despre asta mai mult decât despre ceea ce trebuie, ca să ce? Ca să ajungem pregătiți în aceste anticipate. Și am mai spus chestia asta în alte luări de cuvânt. Nu vrem anticipate de dragul anticipatelor și politicienii noștri trebuie să insiste pe anticipate, nu de dragul anticipatelor. Trebuie să insiste pentru că anticipatele aduc un rezultat, un parlament integru. Atunci când nu ești sigur sau nu ești gata de un astfel de scenariu, trebuie să acționezi. Iată, noi am înțeles acest risc și am zis ca o echipă că nu ne-l asumăm, riscul trebuie eliminat. Partidul Renato Usatăi este o echipă de oameni integri? Cu ei putem face coaliții pentru binele poporului și fericirea norodului, sau nu? Astăzi eu premiz să cred că Renato Usatăi, de exemplu, va face coaliție cu Partidul Socialiștilor și Igor Dodon, în care a lovit foarte mult în alegeri prezidențiale, nu am. Și eu sper că această formațiune va rămâne ferm pe pozițiile de lupta cu corupția și mi-aș dori foarte mult domnul Usatăi să revină cu agenda anticorupției clară și să ne povestească inclusiv ce se întâmplă în Procuratura Republicii Moldova, Procuratura Generală a Republicii Moldova și cum astăzi cu obălduirea și ochii închiși a Procuraturii Generale au loc un șir de atacuri raider și de recuperare activelor, inclusiv de către domnul Platon. Deci, de exemplu. Deci visul este ca după anticipate Maia Sandu să facă coaliție cu Renato Usatăi. Asta e așa simplu. Nu, vorbind, da? Eu n-am spus asta. Eu nu știu cu cine o să facă coaliție doamna Maia Sandu. Doamna Maia Sandu nu face coaliție cu nimeni. Pentru că dumneavoastră este președintele Republicii Moldova, este o persoană politică. Așa era și Igor Dodon. Asta este. Eu cred că există o diferență semnificativă între Dodon și doamna Sandu. Absolut, doi oameni diferiți, da. Dacă politicieni care au partide, pur și simplu ștampile în altă parte. De ce trebuie eu să nu asta? Cred că doamna Sandu să-și asume riscurile de un astfel de comportament și astfel de direcție. Asta? Nu cred. Eu cred că dumneavoastră va face tot posibil să fie președintele tuturor. Eu cred că dumneavoastră chiar crede în faptul că asta este ceea ce trebuie să facă și că trebuie să contribuie la maxim în lupta cu corupția și sistemul ăsta putred de corupt. Dumnezeu este foarte, în opinia mea, foarte rigid în acest sens. Și asta este și o altă problemă care acum încă nu este vizibilă, dar pe care noi o anticipăm, analitic vorbind. Noi avem o situație în care motorul și fața, cea mai notorie persoană a Partidului Acțiunii Solidaritate, a devenit o persoană apolitică pentru că este președintele Republicii Moldova, și dumneavoastră este principal în acest sens și mi-mi pare clar, vizibil clar acest lucru, iar PASU este un partid care are nevoie de un nou vehicul politic, un nou lider, care încă nu a fost identificat, din cât eu înțeleg. Și de asta trebuie să luăm acest lucru inclusiv în calcul când vorbim despre viitoarea campanie electorală. Igor Grosu nu merge? Nu știu. PASU să decidă. Păi, de ce că e interimar și va fi până... Păi, este interimar. Interimatul funcției este prevăzut de statut. Domnul Gros a zis că va fi președinte interimar până după anticipate. Bine. Prin urmare, el... Este decizia lor să-și o asume. Dumneavoastră cu Renato Usatăi, faceți coaliție dacă ajungeți în următorul parlament? Dacă Renato Usatăi își asumă agenda anticorupției,
așa cum o face în live-urile dumnealui și este gata să meargă în cadrul unei coaliții pe curățirea sistemului judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de urmărire penală, nu de asta decorativă, dar adevărată, atunci? Da, nu văd nicio problemă să colaborăm. Dar cu Partidul Acțiune și Solidaritate, ca să nu spunem al mai, Sandru? Cu certitudine, de ce nu? Cu Ilan Șor, cu Igor Dodon? Sigur că nu. Dar cu Partidul Puterea Oamenilor lui Ruslan Codreanu și Mihai Statula, dacă ajunge în Parlament, mai avem o formație nouă? Nu cred că ajunge. Doi, eu cred că acești oameni de urgență trebuie să-și pună scrum în cap pentru colaborarea cu regimul lui Plahotniuc. Colaborarea cu regimul Plahotniuc? Sigur că da, dar domnul Stratulat nu cumva a candidat pe sistemul uninominal? Dar doamna Maia Sandu nu cumva a fost membra PLD-ului? Nu știu dacă a fost membra PLD-ului, dar eu cred că este absolut incorrect să cumpărăm PLD-ul. Dar doamna Ala Nemerencu n-a fost membra Partidului Leancă. Cine? Doamna Ala Nemerencu n-a făcut parte din echipa. Eu cred că nu există niciun partid care se compară ca toxicitate cu Partidul Democrat în perioada aflată sub obălduirea domnului Plahotniuc. Sunt lucruri diferite. Atunci când tu vii și candidezi din partea Partidului Democrat pe sistemul, pe componenta inclusiv uninominală, atunci când știi că acest sistem a fost adoptat cu majore încălcări și tu vii într-un fel să reprezinți acest partid și să beneficiezi de tot dezastru pe care l-au făcut, după care să spui că nu, n-am nicio treabă, sunt doar un profesionist, asta este profund incorrect. Și eu cred că domnul Codreanu, dumnealui la fel, și eu personal i-am spus acest lucru, eu cred că dumnealui trebuie să explice oamenilor cum s-a întâmplat, că dumnealui a fost a exercitat temporar funcția de primar, în timp ce Plahotniuc a anulat în mod extrem de abuziv, una din cele mai legale hotărâri din istoria Republicii Moldova, adoptată cu certitudine în bază de corupție și trafic de influență, de anularea alegerilor municipale și de anularea rezultatului din 2018, în care a câștigat domnul Stase. Și atunci când tu accepti să vii într-un fel, fie și temporar, da? Exercitând atribuțiile de funcție, în regim temporar, oricum îți asumi consecința, tu ai ajuns ca în consecință să ocupi locul unui alt om și nu ai spus public că ai o problemă cu asta. Noi avem pentru zeci de mii de bugetari și oameni care au activat în perioada aia, polițiști, procurori, angajați ai ministerului, nu trebuie să îi împușcăm pe toți în Piața Mare a Naționale? Nu trebuie să îi împușcăm pe toți în Piața Mare a Naționale, dar atunci când tu ocupi locul unui ales al poporului, voința poporului fiind anulată de un judecător la comanda lui Plahotniuc și nu ieși măcar să spui, mă scuzați, mă simt cumva incomod. Nu știu. Cum crezi? Eu ce aveam să fac eu? Stând în fotoliul ăsta confortabil, e ușor de spus. Eu n-am stat în fotoliul confortabil al domnului Codreanu. Eu atunci am stat în altă parte și mi-am asumat alte riscuri. Inclusiv riscul de a avea un grup de urmărire penală care căuta să găsească compromat pe părinții mei și să le pornească dosar penal. Mai este un partid nou creat al domnului Gheorghe Căvcăliuc, Pace, cu el, dacă ajunge în Parlament? Nu cred că ajunge. Unu și doi, nu voi face coaliție cu Căvcăliuc. Deci cei mai integri oameni de pe peticul ăsta de pământ sunt partidele dumneavoastră, ale PASU și Renato Osate, dacă anunță că luptă împotriva corupției. Dacă în continuare subscrie sub agenda anticorupție și nu doar cu cuvinte, dar și cu fapte. Deci, domnul Renato Osate, de fapt, spune altceva. Dar eu n-am El spus... spune că ceea ce se întâmplă în jurul domnului Stoianoglu, atacurile, asta e atac coordonat de Vladimir Plahotniuc. Știți, aș fi de acord cu dumnealui. Aș fi de acord cu dumnealui, dar cu câteva excepții, câteva paranteze, multe paranteze. Da? Dacă dumnealui atât de tare își dorește să o atragă la răspundere pe Vlad Plahotniuc, de ce admite că va trimite dosarul lui Plahotniuc în Turcia lui Erdogan, în justiția lui Erdogan? Bună întrebare, așa? Dar
dacă domnul Stoianoglu este acel procuror general pentru care legea este în capul mesei, dar cum de se întâmplă că oamenii lui Platon au fost cam toți scoși din sub urmărire penală și n-au nicio problemă, chiar și pentru infracțiuni care au fost simulate altor judecători care n-au dat hotărâri de care trebuie? Știți, eu am atât de multe informații, inclusiv despre ce se întâmplă în Procuratura Generală, eu cred că Renato Sat ar trebui să vină totuși să ne spună, nu selectiv, dar cam tot ce știe, pentru că Dumnezeu știe mai mult decât vorbește. Și de aici cumva vine rezerva mea, pentru că atitudinea asta, după un an de zile, atitudinea asta foarte precaută și rezervată, o vedem din partea doi oameni, da, în spațiul nostru public. Din asta știți familiile. Nu, după pe Rusat. Și-a lui Vyacheslav Platon. A. Și atunci eu îmi pun anumite întrebări. Dar întrebările astea sunt la moment retorice. Atunci întrebare concretă. Dar de ce, apropo, până la întrebarea aia concretă, o întrebare mai abstractă, de ce așa din sens sunteți numit satelit al pasului? Nu știu. Eu cred că asta este una din speculații și unul din efectele adverse a faptului că Sergiu Tofilat este consilierul prezidențial, domnul Sandu. Deși noi am avut intenția și discuțiile preliminare cu privire la crearea unui proiect politic înainte de a accepta această funcție, eu cred că asta este unul din efectele adverse. În rest, eu nu am cum să-mi explic acest lucru. Noi avem viziuni diferite cu privire la modul de a face politică, de a crea agenda politică, de a trata și percepe oamenii din țara noastră. Noi avem un număr limitat de resurse umane. Oameni buni, care de multe ori au fost lăsați în afara proceselor politice sau ignorați pe motiv că au avut nenorocul cândva să facă parte din, nu știu, PLDM, de exemplu. Ori filat, toxicitatea acestui s-a suprapus peste mii și mii de oameni care au avut o speranță și au făcut ce au putut la nivel local să facă viața conaționalilor lor mai bună. Dar ce a făcut Filat decât faptul că a fost închis pentru că așa a vrut mușchiul lui Filat Vladimir? Filat a trădat încrederea sute de mii de oameni, preferând să-l aibă pe Ilan Șor în calitate de prieten care aduce bani de truselea, în timp ce dumnealui trebuia să exercite obligațiile asumate și să implementeze obligațiile asumate în fața oamenilor. Filat pentru mine este un om care a trădat cetățenii săi și unicul politician față de care exista o așteptare atât de mare în societate. Credeți-mă, față de Plahotniuc nu exista nicio așteptare. De la Plahotniuc nimeni nu se aștepta la nimic în linii mari. Da? Dar de la Filat, da. Și atunci când de fapt am înțeles că erau cam întorlocați acolo și există un șir de înregistrări în acest sens și un șir de informații cu privire la implicare, ceea ce s-a dat ca recompensă, remunerare și ce mai fi acolo, noi până astăzi nu avem o claritate în termeni de urmărire penală, de stabilire a responsabilității și vinovăției individuale a lui Filat, a lui Șor, a lui Plahotniuc. Tot ce știm noi foarte clar, domnule Gligor, e că trebuie să luăm acum câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Ok? Sigur. Publicitate, domnilor și domnilor. Noi am revenit, domnilor și domnilor. Domnule Gligor, avem premier de senat, doamna Natalia Gavrilița. Ce facem? O votăm? Nu votăm? Dumneavoastră ați votat în general dacă ați fi deputat? Guvernul dumneiei a fost înaintat pentru a nu fi votat. Asta este logica acestui exercițiu. Așa este Constituția și legislația noastră. Ok. Dar dacă noi avem mâine anticipatele, doamna Maia Sandu înaintează din nou acest guvern, exact cu aceiași membri ai cabinetului. Votați un asemenea guvern sau nu? La moment avem zero mandate în Parlament ca să votăm la asemenea guvern. Păi ați spus că după anticipate aveți șansă să accedeți. După anticipate, dacă accedem în Parlament și conlucrăm la formarea echipei guvernamentale și la implementarea politicilor pe care ne le asumăm de comun acord, o facem de comun acord. O părere despre acest cabinet aveți? Despre acești membri ai guvernului? Sunt oameni buni acolo. Sunt oameni poate nepotriviți pentru unele funcții, dar, din nou, acest cabinet a fost format ca să nu fie votat. Dar sunt oameni profesioniști, totuși.
în domeniile lor, da, nu obligatoriu toți din ei acoperă integral domeniile pentru care au fost desemnați, dar sectorial, da. Deși, repet, sunt oameni care chiar ar face față. Nu toți, nu integral, dar sunt. Acolo sunt și profesioniști, cum spuneți dumneavoastră. De ce credeți că, până la urmă, ei n-au depus toate actele necesare la Parlament? Ați citit știrile, da? Acum mai seară. Sincer, nu am reușit. Eu astăzi am fost toată ziua la volan și în întâlniri. Dar vă cred. Probabil e o scăpare. Deci ei au prezentat planul de activitate și CV-urile. Ei trebuie să mai prezinte acolo încă o serie de acte. Cum ar fi buletinul, cazierul, certificatul de integritate, copia diplomelor de studii superioare. O să prezint. Adică noi totuși ne jucăm de guvern, da, aici? Noi suntem într-o situație în care legislația noastră, Constituția noastră, nu prevede o modalitate de dizolvare a Parlamentului decât după două tentative în limita a 45 de zile, dar nu mai mult de 3 luni din momentul în care n-ai guvern. Asta este legislația noastră. Ne place, nu ne place. Dacă nu ne place, hai să votăm o majoritate constituțională integră și să facem ordine inclusiv în Constituție. Va fi votat sau nu va fi votat acest guvern? Eu, la moment, nu cred că el va fi votat din prima tentativă. Dar a doua tentativă. Doamna Maia Sandu nu este obligat să înainteze exact același guvern. Maia Sandu poate desemna un alt premier cu un alt cabinet. Poate. Dar de ce ar face asta în momentul în care scopul dumneei este să înainteze de două ori o componență care nu o să fie acceptată, o să fie refuzată? Deci nu sunteți foarte sigur că și a doua oară nu va fi votat? Există un alt scenariu aici. De fapt, scenarii sunt mai multe. Dar cumva lumea s-a plictisit să discute exact care sunt ele la subiect și atunci facem, poate, nu știu, anumite interpretări și speculații. În realitate, poate fi, după prima tentativă, poate fi formalizată o majoritate parlamentară. Între cine? Oficială, între mai multe componente. Că acolo poți aduni. Eu tunat și eu adunat, că e suficient acolo de ăștia. Pentru Moldova și socialiștii? Bravi. Sau și încă cineva? Sunt variante diferite. Avem pro-Moldova, avem Șor, avem socialiști, avem... Ce avem noi acolo? Da, este pentru Moldova, din acei 7 delegați de Plahotniuc, în componența unui fel de construcții comune cu... Grup parlamentar, da? Cu platforma. Fracțiunea Șor, da, ce mai este ea. Nu mi-ar plăcea să fac speculații că platforma Demnitate și Adevăr ar putea face parte din astfel de jocuri. Nu mi-ar plăcea. Am văzut că domnul Slusar neagă orice fel de coaliții de acest gen. Deci, în opinia mea, prima tentativă eșuează, clar, ce va fi a doua oară, nu știe. Da, există marjă de manevră și pentru unii și pentru alții. Îl vor înainta pe Igor Dodon la funcția de premier. Este și asta opțiunea lor la care se gândesc? Exista așa un scenariu, dar din nou, președintele Sandu nu văd cum ar accepta o astfel de candidatură. Este hotărârea Curții Constituționale. Sunt 5 hotărâri a Curții Constituționale care trebuie să ia în considerație. Hotărârea din 97, hotărârea din 2013, hotărârea din 2015 și 2020. Hotărârea din 2020 spune că în cazul în care se formează o majoritate absolută parlamentară, formalizată oficial, creată oficial, președintele este obligat să accepte candidatura înaintată, propusă de către această majoritate. În același timp, în cazul aceeași hotărâri, spune care sunt consecințele nerespectării a acestor dispoziții. Aceeași hotărâri a Curții Constituționale spune că dacă președintele refuză să înainteze această candidatură, președintele poate fi suspendat din funcție conform articolul 89 Constituției și riscă un referendum cu privire la demitere. Deci dacă Partidul Socialiștilor înaintează pe Dodon la funcția de prim-ministru și
Maia Sandu respinge această candidatură, ei riscă să fie suspendată din funcție cu 67 de voturi în Parlamentul Republicii Moldova și să facă față unui referendum. Și vă asigur că dacă doamna Sandu iese în fața oamenilor, în fața poporului și spune că Parlamentul este uzurpat de crimă organizată și ei fac o tentativă de lovitură de stat și demiterea președintelui, eu cred că simpatiile cetățenilor vor fi de partea doamnei Sandu. Dar legea? E de partea cui? Și spiritul Constituției la fel. Spiritul Constituției? Păi noi avem Constituție și legislație națională sau noi avem sentimente? Expresia spiritul Constituției nu este una sentimentală, este una juridică. Pentru că există ce vrea, ce scrie și ce are în vedere. Nu întotdeauna literele exprimă integral sensul. Și asta e chestie juridică? Și asta este o chestie juridică. De asta și există Curtea Constituțională care să interpreteze anumite lucruri și să spună ce este și ce nu este și cum se procedează. Pentru că nu totul poate fi reglementat din start. Dar eu vă asigur că în Constituție scrie că Republica Moldova este un stat de drept, iar atunci când crima organizată controlează fracțiuni întregi la tine în Parlament, dezoligarhizarea nu a fost făcută. Și în acest sens există și o hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova, prin care a fost adoptată declarația cu privire la caracterul uzurpat a instituțiilor statului, care nu au fost eliberate în acest sens din captivitate, da? Pentru că a avut loc o trădare acolo, la mijloc, ne aducem aminte. Da? Da? Rămășițele sistemului lui Plahotniuc s-au coalizat cu socialiștii și au făcut jocul și au dat jos acel guvern. Da? Și au trădat mandatul poporului, pentru că atât socialiștii cât și blocul acum au avut un mesaj antioligarhic în campania electorală și în vederea implementării programului lor de eliberare a țării de sub regimul lui Plahotniuc a fost dat un mandat. Odată ce socialiștii au trădat acest mandat și au făcut cu sistemul lui Plahotniuc o coaliție, avem o situație care foarte mult seamănă uzurparea puterii în stat și foarte mult seamănă Parlament capturat de crimă organizată și agenți de influență străină. De ce oamenilor le este dor de perioada guvernării lui Vladimir Voronin? Oamenilor le este dor? Nu știu, întrebați oamenii. Pentru că în perioada guvernării lui Vladimir Voronin au fost puse bazele regimului Plahotniuc. De ce le-ar fi dor? Le-a fost dor pentru că probabil era o claritate. Era un singur partid care controla tot, știa pe cine să dai vină. Era simplu. Dar rezultate, până la urmă, nu au fost. Au fost temporare, această stabilitate, această claritate a corupției, claritate corupțională, stabilitate corupțională. A adus anumite beneficii, pentru că capitalul, oamenii de afaceri, investitorii, vor să înțeleagă regulile într-o societate. Atunci când există inclusiv și o stabilitate corupțională, astea sunt niște reguli clare pentru ei, ca oameni de afaceri, scopul cărora este să facă bani. Și atunci, în perioada asta, a existat un flux de capital, a existat un mic proces de creștere. Oamenii noștri au început să trimită tot mai mulți bani din străinătate, a început boom-ul imobiliar și așa mai departe. Mai multe procese. De ce oamenilor le-ar fi dor? Eu nu prea am întâlnit oameni cărora le era dor. Am întâlnit oameni care spuneau că da, n-am crezut că ne aducem aminte că în timpul lui Voronin, în special spre sfârșitul acelui al doilea mandat, era vai și amar de capul nostru și țara era într-un declin adevărat, dar niciodată n-am crezut că poate veni cineva mai rău. Așa am auzit, dar să le fie dor, nu știu. Domnul Grigor, ce facem noi cu NATO? Aderăm la NATO? Nu aderăm la NATO? Partidul Schimbării ce zice? Domnul Gonț, de unde atâta importanță? De ce noi avem tendința asta să ne acordăm atâta importanță? Unde e NATO, Alianța Nord-Atlantică, și unde suntem noi? 2 milioane de oameni pierduți în timp și spațiu, certați între ei, săraci de vai de capul nostru, cu 400 de kilometri de frontieră pe care nu o controlăm, cu 20.000 de toni de armament la Cobasna, și cu Transnistria, ca regiune separatistă, regiune, da, din stânga Nistrului, care este comodă pentru toate guvernările care au existat în Republica Moldova de la independență încoace și o sursă de venit imens, care nimeni nu vrea să o reguleze și să o rezolve. De ce? Pentru că aduce
foarte mulți bani din contrabandă și scheme, din energetică, metale feroase, neferoase și multe, multe alte poziții. Acum, de ce noi credem că Alianța Nord-Atlantică ar pune sub semnul întrebării stabilitatea și securitatea în regiune de dragul Republicii Moldova, eu până astăzi nu înțeleg. Deci asta este una din cele mai mari gogoașe aberații pe care o pot invita numai moldovenii. Deci numai noi putem să ne acordăm atâta importanță ca să credem că cineva va porni un război regional pentru Republica și de dragul Republicii Moldova. Dacă se întreb așa de colegi, de ce nu acceptați ideea unirii precum spun liderii mai multor formațiuni unioniste? Liderii mai multor formațiuni la un procent popularitate nu acceptă această teorie, nu știu cum să-i spun, această poveste geopolitică, pentru că avem aceleași raționamente. Nu poți face așa numita unire fără majoritate constituțională, fără referendum constituțional, fără a prelua controlul integral a teritoriului Republicii Moldova de către autoritățile recunoscute internațional, fără a scoate armată de pe teritoriul tău, fără a rezolva problema armamentului și fără multe alte lucruri, nemai vorbind, repet încă o dată, că pentru a lichida un stat e nevoie de un referendum constituțional. Dacă unioniștii noștri ar veni în 30 de ani cu o agendă sinceră, o foaie de parcurs juridică și le-ar spune oamenilor cât de complicat este să lichideze această țară, luând considerație că România este și membru Alianței Nord-Atlantice, revenim la subiectul anterior pe care deja l-am detalizat suficient, cred eu, da? Înțelegem că de fapt și acei oameni care promovează idealul unirii înțeleg că acest ideal în următoarele decenii nu este realizabil. De asta am venit cu un concept foarte simplu. Hai să lăsăm astea toate la o parte și hai să facem curat în ogradă, ne necăm în glot, ne necăm în gunoi, ne necăm în corupție. Dar integrarea europeană, acolo ne ducem, da? Integrarea, odată ce, uitați-vă, Republica Moldova are interese. Prietenii sunt o chestie relativă, da? O chestie teoretică. Prietenii există între oameni și nu întotdeauna. Între state există interese și Uniunea Europeană are interesul de stabilitate în regiune și noi avem nevoie de un partener stabil de dezvoltare economică și de securitate în regiune. Da? Astăzi Uniunea Europeană ne primește până la 80% din exporturile noastre și este un partener stabil care nu îți închide frontierele odată cu schimbarea, culorii guvernării la Chișinău sau schimbării retoricei. Uniunea Europeană își adresează politicile pentru oamenii din Republica Moldova, în primul rând. Da? Destinatarul politicilor Uniunii Europene sunt oamenii, după care sunt politicienii și așa mai departe. Pe primul plan tot timpul sunt oameni. Asta este un partener stabil și este logic și rațional din partea noastră să dezvoltăm acest parteneriat strategic. Dacă Federația Rusă, dacă Ucraina, dacă Kazahstanul, dacă Uzbekistanul ne deschide frontierele, acceptă mărfurile noastre, ne ajută cu credite ieftine sau cu granturi, stabilim parteneriate strategice cu cei care ne ajută. Dar nu știu cum în 30 de ani nu prea s-a întâmplat acest lucru. De asta trebuie să fim recunoscători acelor care ne-au ajutat pe parcurs și să dezvoltăm aceste parteneriate. În câte decenii păstrând aderăm la Uniunea Europeană? Păstrând deschidere pentru întreaga lume și regiuni. În câte decenii aderăm la Uniunea Europeană? La cum stau lucrurile acum, în multe. Pe care proiecte mai real? Aderarea la Uniunea Europeană sau unirea cu România? Unirea cu România este un proiect imposibil. Aderarea graduală sau îndeplinirea condițiilor de aderare graduală, care va dura mulți ani, pentru că intervin aceleași probleme. Nu controlăm frontiera, nu controlăm regiunea transnistreană, nu controlăm procesele de acolo. Este o sursă de instabilitate, scheme corupționale și contrabandă. Când nu rezolvăm aceste subiecte, nu avem de ce să visăm la mai mult decât avem. De a avea capacitatea să implementăm prevederile acordului de asociere. Că o ducem prost și cu acordul de asociere, nu doar cu lucruri mai mari.
Noi din 2004 am pornit-o cu planuri bilaterale de acțiuni. Așa am pornit-o noi în 2003, când s-a întâmplat situația cu Kozak și s-a făcut turnoarea de 180 de grade, dacă țineți minte. Da? Și s-a redenumit Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Asta a făcut-o Voroni, ne aducem aminte, da? 2004. Și când s-au creat, printre altele, primele mecanisme de control a frontierii, de monitorizare a frontierii, la care am avut onoarea să lucrez și eu, da? La mandatul European Union Border Assistance Mission, așa numitul EUBAM, da? Care trebuia înțeles să fie sub auspiciile OSCE-ului. A ieșuat misiunea în Georgia și am zis că hai să încercăm să atragem Uniunea Europeană. Atunci, țineți minte, Revoluția Orange, Iușcinco în Ucraina, s-a schimbat situația și s-a întâmplat conflict cu Kozak și ne-am reorientat. Prin crearea unor instrumente reale faci, atingi scopuri mari. Nu prin pălăvrăgire. Prin discuții și prin dezbinare. Discuții inutile și dezbinare. Noi trebuie să avem o agendă concretă și instrumente concrete de a face ordine acasă. Din 2004 am pornit să avem planuri bilaterale Republica Moldova-Uniunea Europeană, gradual să începem să ne sincronizăm cumva agendele. Și suntem în anul 2021 și vreau să vă spun că nu am plecat mult, mult prea departe de unde eram atunci. Domnul Rigor, eu mai am două întrebări. Una mai concretă, două mai generală. Tare mult lumea a sărit în cap doamnei Maia Sandu, de asta vreau să vă rog cumva dumneavoastră să explicați că n-au motive să-i sară în cap. Eu mă refer la componența Consiliului Suprem de Securitate, acea ședință bine cunoscută, prima unie a fost foarte dură și mulți îi mai sară în cap și pentru faptul că s-a întâlnit cu mai mulți judecători din țară și în Ianu Neagă vrea să întâlnească cu CSM-ul, chiar dacă vorbim despre puteri ale statului care total o separate. E ok ce face ea? Eu nu sunt Maia Sandu, dar eu vă pot spune opinia mea despre aceste lucruri. Este foarte bine că în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a fost adus elementul de transparență și expertiză din societatea civilă. Acest Consiliu este cumva discreditat ca și toată puterea centrală din Republica Moldova și avea nevoie de sânge nou, de credibilitate și de așa. Că acolo există mai multă lume care vine din PAS, nu pe partea de societate civilă, dar pe partea de cumva, da, membrii incluși, a generat o dezbatere și o discuție și cumva așa. Dar asta este decizia asumată a doamnei Sandu, o privește, dumneavoastră cu prima ocazie o să o întrebați despre acest lucru. În rest, ce ați mai întrebat? Întâlnirea cu judecătorii? Întâlnirea cu judecătorii. Este o mare diferență între a face trafic de influență și a pune presiune pe judecători și a comunica cu puterea judecătorească. Președintele Republicii Moldova, dacă dorește să comunice cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu anumiți președinți sau de instanțe judecătorești sau anumiți judecători pentru a transmite un mesaj, care o fi el, o poate face. Acest mesaj poate fi dat public, poate fi dat în cadrul unei întâlniri la CSM sau la președinție. Nu văd o problemă în acest sens. Zicați, noi suntem așa de multe ori așa de ridicoli. Atunci când Plahotniuc numea judecătorii de instrucțiune președinții de instanțe la GBC, inclusiv după interviuri personale, adică era ok. Acum când un om încearcă să dea niște mesaje acestui sistem destul de corupt, dacă nu extrem de corupt, noi nu știu cum o facem pe Papa de la Roma. E normal să dai mesaje. Ești purtătorul suveranității cetățenilor Republicii Moldova. Un președinte ales cu 57,5, da? 57,5, cât a fost acolo, cât a fost atunci. Deci, e normal să încerci să dai niște mesaje, să faci un apel la respectarea legii, la legalitate, la respectarea Constituției, la respectarea voinței oamenilor care s-au săturat așa de corupție. Nu e un secret că instanțele din Republica Moldova au componenta pieței centrale. Da? Și nu de azi, de decenii. Și acolo există câțiva zeci de judecători cel puțin și câțiva zeci de procurori, cel puțin zeci, câteva zeci de procurori, precum sunt și ofițeri de urmărire penală, care nu au ce căuta în sistem. Asta înțelege orice cetățean din Republica Moldova
Asta înțelege președintele Maia Sandu, asta înțelegeți dumneavoastră, eu și oricine care gândește și este cât de cât adecvat. Și cunoaște lucrurile și situația din justiție. Și la final, pentru că deja sunteți politician, pentru politicianul Ștefan Gligor, cine este un exemplu de urmat dintre politicienii naționali, internaționali, personaje istorice care v-au marcat sau vă marchează, nu știu. Aveți pe cineva așa? Eu nu-mi fac idoli. Eu nu am această pietate față de autoritate. Eu sunt un om liber. Eu mă cred un om absolut liber. Nu am frică în mine. Am asta de la tatăl meu, care a fost și rămâne un exemplu pentru mine în foarte multe lucruri. În rest, nu am această pietate față de autoritatea unui politician sau unui... Eu am mai mulți politicieni pe care îi respect în Uniunea Europeană, în alte state, care sunt demni de încredere și de respect la general pentru ceea ce fac. În primul rând, prin prisma profesionalismului și integrității. A faptului că își servesc poporul, oamenii, cetățenii și nu caută să se îmbogățească prin activitate politică și activitate publică. Și asta este ceea ce eu și colegii mei ne asumăm. Să nu facem bani făcând politică, să respectăm voința oamenilor și să aducem schimbare. Domnul Gligor, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în procesul de înregistrare a formațiunii dumneavoastră și ne revedem neapărat aici în studio, imediat sau la ce scurt timp după ce veți fi președintele Partidului Schimbării. Poate da, poate nu, cine știe. Vă mulțumesc foarte mult. Ce înseamnă cine știe? De ce obligatoriu ați decis că eu numai decât voi fi președinte? Dar cine altcineva? Nu știu, vom vedea, vor decide oameni. Hai să răglume la final de seară. Mulțumesc încă o dată și să aveți o seară bună. Seară bună. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.